ziua! Mă numesc Andreea Alicea Ștefania și sunt elevă la Colegiul Național de Artă George Apostu. Și am pregătit astăzi un mic eseu legat de sclavia romilor în țările române. Pentru aproape 4 secole, romii din țările române au fost atât de robi. Inițial, romii ce pătrundeau în spațiul Moldovei sau în țări românești, devineau romii ai domnitorului. Însă, cu timpul, robii au ajuns proprietatea mănăstirilor sau a boierilor, care dețineau chiar și câteva sute dintre aceștia, după cum spun și izvoarele istorice medievale. Toate cea mai bună dețineau robii domnești, care beneficiau de o largă autonomie, alegând de cele mai multe ori traiul nomad și care erau datori anual cu o taxă statului. Agnes Fraser considera că, în țările române, robia a fost impusă de faptul că, pentru boieri și mănăstiri, robii romi aveau o valoare deosebită din punct de vedere economic și că aceasta erau împiedicat să fugă. Însă, mulți romi au fugit în rândul robilor domnești sau treceau munții în Transilvania, unde aveau un statut mai bun. În secolul XVIII se încearcă reformarea situației sociale a robilor de etnie romă prin instaurarea unor legi, însă, cu toată buna intenția unor domni iluminați, conservatorismul boierilor înlătură utilitatea unor astfel de întreprinde. Este de menționat așezământul lui Constantin Mavru Cordat din 1743, din Moldova, care interzice stăpânilor să-i despartă pe soții de etnie romă. La începutul secolului XIX se instaurează regulamentele organice, care însemnau începutul procesului de modernizare instituțională și legislativă, însă aici acestea nu desfințează robia. Proiectul abolitionist a căpătat de semnătate prin adoptarea lui de către o generație școlită din Occident, pătrusă de idei reformatoare și care începe să activeze în mișcările prepașoptisme. Ca apoi, la 1848, se proclamă emanciparea robilor, însă pentru o scurtă perioadă de timp, încât robii romi nici măcar nu au știut că au fost pentru câteva săptămâni liberi. Pe 10 decembrie 1855, Divanul Obștesc al Moldovei adoptă în unanimitate legea privind emanciparea robilor. Desigur, această chestiune fusese discutată de mai multă vreme și de mulți oameni de seamă, în frunte cu Mihai Pogărnicianu, care luptase pentru desfințarea robiei. Urgentarea adoptării legii este legată de un aspect pe cât romantic, pe atât de tragic. Mădușa domnitorului, care la momentul acela era Grigore Alexandru Ghica, pe numele ei Procera Cantacuzino Pașcanu, avea în casă un rob rom pe nume Ghica. Acesta era rândul pasiunii pe care soțul Profilei o avusese cu Maria, mama lui Dică. Cu toate acestea, Dică era foarte iubit de familie, pentru că Profila nu avea copii. După moartea soțului ei, Profila decide să plece într-o călătorie la Paris, luându-o pe Dică cu ea. Acolo, Dică se îndrăgostește de o femeie, numită Clementina, alături de care se întoarce în România. Însă, Dică nu-i spusese un amănunt esențial, faptul că este rob. Când a aflat, femeia nu a vrut să audă niciun cuvânt de la acesta. Și bărbatul a încercat să o convingă pe Profila să-l lase liber. Ba chiar ajunse și cel la Grigore Alexandru Ghica, nepotul ei, care oferise stăpânii 100 de robi în locul lui Dinca, dar fără succes. Disperat fiind, Dinca a luat un pistol, s-a dus în camera Clementinei, unde i-a tras un glonț în inimă și apoi s-a sinucis. Fiind marcat de acest eveniment, Grigore Alexandru Ghica, la 22 decembrie, proclamă legea emancipării romilor, urmând ca pe 20 februarie 1856 să fie instaurată o lege similară în țara românească. Așadar, votarea celor două legi va constitui, practic, cel din urmă etapa dezrobirii romilor, fiind prima mare reformă socială, când cetățenii aceleași țări aveau aceleași drepturi fără nicio discriminare. Mulțumesc!